Wow! Bă, ce rău e să fii discromat, o să rămâneți șoc când auziți. Țineți-vă bine. Cum adică jumate volan negru? Un strop de creativitate, Jonuțule. 3, 2, 1. De ce nu pot să înjur? Deci nu mă aștept. Am pielea de găină pe tot corpul. Se potrivește cu second hand-ul. Deci e incredibil. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața! De pe plaiuri mioritice, în care n-am mai ajuns de ceva vreme, dar licăre un LED de la ele și nata. Asta este, fraților, nu este vorba despre lumini. Astăzi este vorba despre căruțe. Doamne, ce dorm era de casă în tuning. Ce l-am strâns pe Cosmin în brațe când am ajuns, i-am salutat pe toți băieții. De ce? Pentru că n-am mai venit de ceva vreme la casă în tuning. Și după cum bine știți, de la ultima transformare, Arlechin, fetele au stat negre, ca să nu deranjeze pe nimeni și să ne facem treaba în modul low profile. Însă vine primăvara. Am scăpat de vremea urâtă, fraților. Am scăpat de zilele mohorâte, sper eu, că suntem deja la jumătatea lui martie, stai așa că ăsta n-arată data. Am uitat că sunt cu ceasul de New York, cum s-ar spune, și am gândit o nouă transformare. Știți foarte bine că de cele mai multe ori îmi plac transformările ieșite din comun. Ce înseamnă transformare ieșită din comun? Înseamnă un risc. Riscul de a nu fi așa wow când sunt gata, dar de cele mai multe ori am avut surpriza ca transformările la sfârșit să fie senzaționale și asta datorită custom tuning, fraților. Partenerii noștri și prietenii noștri, doi, cred că 7-8 ani de zile de când mă vin în coa. Vin în coa, Cosmin. Binescule, are în mână patternul pentru că 7 sau 8 ani? 8 ani? Wow, frate, cum trec ani. Se vede pe barba asta. Ăsta e noroc, are noroc că e bărbierit, fraților. Avem în mână patternul pentru că am făcut o postare pe Insta Story, am văzut o super mașină în America, ce credeți că de acolo ne place și nouă să ne mai inspirăm, nu să copiem, mare atenție. Am rămas șoc cât de frumos a fost acel model și i-am spus lui Cosmin: "Bă, frate, îmi doresc și eu un astfel de pattern." Este vorba despre un desert camo, un camuflaj de deșert, fraților, pe care probabil de cele mai multe ori îl găsim pe mașinile de armată care activează în zonă de deșert. Ia uite ce polilogie nebună am făcut. Și uite așa, împreună cu băieții care fac grafica de la Custom Tuning, avem un pattern. Deci gata? Mamă, mânca și inima lui. A, deși aici sunt mai multe modele. Culori. Wow, Johnule. Deci, mașinile o să fie desert camo amândouă, fraților. Vă rog frumos să scrieți la comentarii ce vă poftește inima, și de bine și de rău. Nu uitați că sunt mașinile mele și eu pot să fac ce doresc cu ele, dar am nevoie și de o părere sinceră de la voi. Ultima oară Arlechinul a fost extrem de titrat, dar în momentul în care oamenii vedeau mașinile realitate, spuneau: "Wow, cât de blană sunt." A fost o nebunie pe care am făcut-o cu Cori când am venit să le facem băieților farsa și uite ce frumos a ieșit. Acum trebuie să alegem un pattern. Știi ce? Deci din start, haideți să ne brainstormuim cu toți. Aici parcă e prea roșu marou ăsta, nu? Nu e prea roșiatic un pic? Hai să ne uităm și fiecare zice care e varianta lui. Sincer, dar știi ce mă gândesc? Mamă, cât de complicat este. Facem un mic brainstorming și revenim. Deci, Jonuțule, stați așa să ne înțelegem asupra unui lucru. Vă rog frumos, uitați-vă la randarea asta pe care o punem acum pe ecran și uitați-vă cum arată Lamborghini-ul. O să primim în curând, că este încă in processing, și randarea de la GLE și înțeleg că randarea aia este făcută cu patternul ăsta. Pe aici, prin jur, și Cori și Cosmin și voi ce ziceți, mă? Tot dreapta toată lumea, nu? Bă, ce rău e să fii discromat, frate. Mi se pare prea roșiatic ăla, dar tin să cred că nu văd ce trebuie. Deci, gata, varianta câștigătoare, dacă toată lumea spune, pentru că mie îmi place să ascult și de oamenii din jur, fraților, adică îmi place să vin cu ideea de multe ori, dar să fiu influențat de cei care văd culorile cu adevărat. Asta este varianta câștigătoare, fraților. I-am spus lui Cosmin și vă reamintesc și vouă. Deci, cu bejul ăsta, asta e bej, nu? Cu bejul ăsta plain, care o să fie pe toată mașina, vreau detaliul de la lip, detaliul de la lip, pragurile și prelungirile de la bara spate, Jonuțule, da? Mamă, și cam ăsta este planul, fraților, pentru că noi plecăm, știți foarte bine, 8 zile în state, plus cele 3 zile, dar na, fiind weekend de acum legate de concert, le dăm băieților un zi, mas o menos 9 zile de lucru complete, mai mult, oricum, în momentul în care ne vom fi întors din New York, nu e neapărat musai să fie gata în ziua respectivă, pentru că de la aeroport mergem direct la notar să cumpărăm unul dintre cele două terenuri pe care le cumpărăm pentru noile case Fețe Residence. Deci astea sunt fetele. Nu cred că mai are sens, Cosmin, să mai discutăm despre cum facem la Huracan, că e același model. Lăsăm cocoașa aia goală. Hai să o mai discutăm o dată. Haideți un pic în spate. Ia să vedem, Jonuțule. E făcută, dar nu te omoară pe tine? E întrebarea mea. Omoară, dar dacă îți place, o faci. Deci teoretic vorbim, fraților, sincer, că îmi place, că n-aș vrea să fie mult negru. Vino cu Acori și filmează. Noi până acum lăsam, cred că, toată partea asta neagră, nu? Exact. Și acum, după cum vedeți în randarea pe care o avem pe ecran, doar cocoașa asta, doar vertebrele astea ale coloanei dinozaurului, că le-aș spune eu. Și asta. Și care? Alea
negre de sus? A, ok, da, gata, am înțeles. Deci, după cum vedeți în randare, fraților, și astea sunt lăsate negre. Bă, da, îmi place, arată... Vă uitați la poza de sus, fraților, arată senzațional. Mergem pe varianta asta. Aici tu știi cum o să te chinui, dacă mi-ai arătat. Face. Gata, genuțule, Doamne, cum arată randarea asta, nu pot să-mi iau ochii din ea. Doamne, Dumnezeule mare, nebunie, fraților. Hai să vedem, o facem și pe asta. Chiar sunt curios ce o să ne scrieți la comentarii. Acum trebuie să mutăm Lambo și până în spate la colegii de la Vivacy, pentru că mai facem ceva și la pielea din mașină. O să rămâneți șoc când auziți. Iar voi o să trăiți un Inception, pentru că urmează cadrele cu tot montajul ce se va fi întâmplat cât noi vom fi fost plecați. Acum hai să vedem cum arată procesul de colantare in-house. Transformare pe care o aștept de mult, fără niște piele de la colegul Vivacy. Jonuțule a venit cu o idee, de mult a venit Bogdănescu cu ideea. Înainte să facem pasta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, da? Și mi-a rămas în cap. De ce? Pentru că o să fim cât se poate de sinceri cu voi. Este o chestie pe care Ferrari a adoptat-o pentru o mașină custom ceva, nu gen atelier sau nu știu cum se numește. Nu, numai Ferrari. Nu numai Ferrari? Cine a mai făcut? Mansory. Ah, e de la Mansory, ok. Mansory. Deci ideea este în felul următor, fraților. Există supercaruri, țineți-vă bine, cu un scaun de o culoare și un scaun de o culoare. Și, bă, după... Și cu banchete și cu fel de fel de lucrușoare. Și după ce mi-a băgat așa limbuța în ureche tovarășul Bogdan, n-am putut să nu visez noaptea cum ar arăta mașina cu scaunul din dreapta negru, fraților. Dar ce înseamnă negru? Vino cu acorii ca să fie pe filmare proba, dovada vie. Deci, și piano black pe spatele lui, nu? Full black, același design, nu schimbăm nimic pe partea de cusătură și de nu știu ce. Zim ce ziceai tu ca să am în cap. Prin găuri să vadă alb, prin găurile acestui design. Și să se vadă tot piele gen. Tot piele, evident. O se vadă blană, nu? Adică fineț, nu? Facem o probă înainte. Facem o probă înainte, că sunt un pic așa, știi, în coadă de... Tocmai de-aia am zis de probă. Bun, și pentru că pe Bogdan întotdeauna îl mănâncă Jonuțule și dacă îl mănâncă trebuie să-i placă să se și scarpine, a venit cu încă o idee. Și aici eu vin și te întreb, tu, Cori, rămâi pe partea asta, că eu sunt șoc. Cum adică jumătate volan negru? Adică ce plănuiești? Păi, ai tras puțin aer înainte. Ori să facem partea asta neagră. Eu sincer așa o văd. Adică Ionaș intra și la piano, pentru că mi se pare prea mult. Și dacă tot puteam intra și la piano. Da, dar e complicat pentru că după aceea zic pui inel din ăla, inel nu vreau. Ok. Și e prea frumos ăsta. Și atunci ce aș face? Perfect. Asta neagră, asta albă. Și dacă tot te bagi la volan, schimbă și pe asta, că astea de unde ții mâna se murdăresc repede, fraților. În rest n-are sens fețe de uși și alte lucrușoare, pentru că nu o să mai aibă ideea. Adică eu vreau să aibă pată de culoare. Atât, doar acel scaun. Scaun negru și mânerul din dreapta negru. Perfect. Și aia a fost. Jonuțule, și acum exact cum am făcut și la custom, pentru că vrem să încercăm feluri noi de a vă surprinde cu videourile noastre, îi lăsăm pe băieții de la Vivacy in charge cu câteva cadre de making of. Ce se întâmplă, cum se întâmplă, evident, cât vor ei să ne arate. Exact. Tu trebuie să faci un montaj cât plecăm noi în state, de 2 minute, care o să intre chiar acum. Deep bay, deep bay, deep bay.
cum te împușcă popa dă-n țâțe în filmul Five Gang. Ia uite, țâș, 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 Jonuțule. Ne-am întors din state, obiectiv vorbind pe mine. Vedeți acum o bluză de la second hand din America. Bă, singura era să înțepenească jacksoneta. De ce am luat-o? Pentru că este exact cum sunt mașinile mele sub satin, Jonuțule. Da? Deci cocălăria supremă. M-am îmbrăcat ca mașinile. Un fel de cocalarul șef, șerif. Dar nu despre asta este vorba. Eu mă simt bine așa cum mă simt eu în pielea mea și voi trebuie să vă simțiți bine în pielea voastră. Astăzi este despre altceva. O transformare pe care o așteptam de mult. O transformare, Jonuțule, care a întârziat să apară datorită, de fapt, din cauza tumultului ce s-a întâmplat în ultimele luni de zile. Însă ne-am întors pe metereze, avem și drona, zboară acolo, dacă auziți. Și suntem în garaj la Custom Tuning, Jonuțule, alături de Vino Coaco Sminescule, să înțepenească jacksoneta. Vă spuneam în cadrele de mai devreme, pentru că este un vlog altfel, că avem o colaborare de aproape 8 ani de zile. Am mai calculat-o un pic. Hai zi 7 ani de zile de colaborare și de transformări. Cred că peste 10 transformări, dacă ar fi să cuplăm și Lamborghini-ul, sunt cu siguranță peste 10 transformări, Jonuțule. Iar astăzi, pentru că treburile sunt monumentale, ce stai mă așa călășcor? Și că l-am pus la perete. Mă intimidez mereu. Cel mai serios om, Cosmin, cel mai cuminte din curtea școlii. Și pentru că treburile sunt la două capete, unde-i mă? Cheamă-l de afară! Cheamă-l de afară, pentru că de-a stânga mea, Jonuțule, este exact vecinul de la ușa din dreapta. Și anume, Vivasi, fraților, pentru că în partea cealaltă, hâț, peste ușă eram la garaj când calculam și am realizat că la Bogdan, la Vivasi, am ajuns la vreo un an de zile după ce am pornit colaborarea cu Cosminescu și iată-ne, 6 respectiv 7 ani de colaborare. Eu le mulțumesc amândurora pentru profesionalism și pentru tot ce trebuie, fraților. Știți foarte bine toți anii ăștia că mașinile au demonstrat mai mult decât cuvintele mele și calitatea produselor lor se vede foarte simplu cu ochiul liber. Hai să nu ne mai întindem cu vorbele foarte mult, deci vă fac un scurt recap. Desert camuflaj și cu un strop de creativitate, Jonuțule, un scaun negru aici, doar un scaun negru și o jumătate de volan neagră. Cum ne desfacem pe rând sau cum ziceți? Bine, hai amândouă deodată. Hai încoa, Bogdane, hai și tu, ajutați-mă, haideți toți încoa, hai. Jonuțule, suntem gata să dezvelim căruțile. 3, 2, 1, cum o să mă împart eu, nu înțeleg să moară Jacksona. Doamne iartă la valierele astea care o să se audă ca un cur în momentul ăsta. Vai, de ce nu pot să înjur? Pentru că nu-mi place să înjur pe YouTube, deși mai înjur și eu că sunt om. Mamă cum arată, dă-te în curul meu. Mamă cum arată, nici nu știu la ce să mă uit prima oară. Bă, deci nu mă aștept. Am pielea de găină pe tot corpul. Nu mă așteptam să iasă atât de bine. Știam că atunci când e vorba de camuflaj, Jonuțule, lucrurile sunt cu foarte mare chila socoteală, pentru că dacă nu ți-ai un camuflaj frumos, riști să fie cocălăria aia supremă. Mamă, și cum arată mat. Și vino în coacorii să vezi cum arată scaurul ăsta negru. Deci e incredibil. Fai de... Uite-te la volan bicolor. Uite-te alb cu negru cum arată. Să mă arăți Axana dacă mai văzut cineva așa ceva. Vino încoa, fratele meu. L-am chemat și pe fratele meu că eu dacă sunt incapacitat, vino Mandy. Deci dacă sunt incapacitat din anumite puncte de vedere, Jonuțule, apelez și eu la prietenii mei. N-am mulți, dar măcar i-am de calitate. Mulțumesc lui Dumnezeu. Ia zi, Varusane. Zi o vorbă. Pentru culoare. Îmi place bombă, se potrivește cu second hand-ul. Mamă, cum a ieșit. Deci, fraților, trebuie să vă spun un lucru. Premieră mondială. Custom Tuning poate confirma și mulți dintre cei care mă cunosc pot confirma. Este prima oară în viața mea când am o mașină mată. De fapt, am două. Două mate. Bă, cum a ieșit. Aia e semi-mat? Deci voi vă dați seama că de cele mai multe ori când veneam în garaj, spuneam, Doamne, abia aștept să o scot la soare, să vedem cum arată. Și acum n-am spus nimic. Imaginați-vă cum o să fie când ne scoatem la soare. Mamă! Gata, eu o să mă uit și eu un pic acum liniște să le savurez și revenim. Așa, tati, strică colantul din prima zi. Dă-l dracu, păi da, ce-i al tău? Deci, Jonuțule, ca să nu-l agităm foarte tare pe cheluțu, pentru că el simte că eu sunt extrem de agitat, de-aia face și el ca toate cele. Revenim din tunelul magic cu cele mai frumoase LED-uri de la Custom, Jonuțule, cu lucrurile nou făcute, da? În primul rând, până acum nu am avut niciodată transversala parbrizului îmbrăcată în colant, pentru că am considerat că nu este de așa natură. Mai mult de atât, pentru partea de spate, până acum știți foarte bine că noi mergeam cu toată coloana pe negru, veneam cu colant doar pe laterale și nu înveleam nici cockpiturile astea de sus de aici, ceea ce mi se pare senzațional. Cheluțul ia pereții la rând. Mai mult de atât, Jonuțule, colantul acum a venit și sub stopuri și pe partea asta foarte frumoasă a difuzerului. Ce mă enervează foarte tare este că mi-am comandat și spray-ul ăla de amprente și tot ce trebuie pentru scannerul 3D al CNC și n-am prididit până la această transformare să facem extensiile de difuzer. Ar fi arătat senzațional, dar asta nu este o problemă, pentru că de îndată ce am terminat extensiile, doar luăm niște camuflaj și punem colantul pe
extensii. Încă o chestie care este în plus față de transformările de până acum, Doamne, cât de bine arată, bă, băiatule, este faptul că semnătura mea, Jonuțule, și anume muchia de colant pe lip, acum băieții au, i-au făcut un adagio și s-au dus cu colantul până în interior aici, ba mai mult, au venit cu colant și pe partea asta a bării. Sunt absolut sigur că a fost chinul naibii pe acolo, în spate capetele fac așa, dar având în vedere că este un camuflaj și că este o chestie nouă, era important ca mașina să fie cât mai îmbrăcată în colant, ca să arate exact așa, fraților. Deci trebuie să vă recunosc că am avut emoții. De ce? Atunci când alegi o culoare basic, treaba e simplă. Te gândești cam cum ar arăta, pui culoarea și aia e. Dar ăsta este un print, fraților. Pentru că ai noștri colegi de la Custom Tuning fac și print. Adică dacă mâine vreau să mi-l desenez pe cheluțul, pe colant, și să colantez mașina într-un mare cheluțu, o pot face. Doar că ideea este că na, una e un print pe care nu l-ai văzut niciodată în realitate, urmează să-l vezi, și pe care îl vezi numai în randări până când îl pui pe mașină, îți creează o altă emoție față de colantul normal. Nu mai am ce să mai zic. Uitați-vă la scaunul ăsta. Deci, uitați-vă cum a făcut Viva și nebunia asta, și trebuie să recunosc până la capăt că nu a fost ideea mea. El mi-a spus prima oară când am făcut mașina full white, mi-a zis: "Bă, dar nu vrei să-i facem un scaun o culoare?" Și am fost reticent inițial, dar îmi dau seama acum că este exact touch-ul ăla, bă, touch-ul ăla perfect. Și mai mult de atât, nu știu dacă ați observat cât de nebune am fost, dar și pe volan am pus o parte neagră și o parte albă. Am încercat inițial să-l facem așa, dar fiind semnat să apară aici un inel, să retrimitem piano white-ul, a făcut piano black, era prea complicat și nu cred că ar fi avut neapărat sens, pentru că mașina nu este în două culori. Este o mașină cu interior alb, cu un scaun negru și atunci cu un mâner de volan alb. Haideți să băgăm și GLE-ul la tunel, după care să decolăm către Oradea. În materie de GLE, fraților, nici nu mai știu ce să vă mai spun, pentru că mașina asta a avut toate culorile din lume. Dacă aveam emoții, sincer vă spun că aveam emoții mai mari la Lamborghini decât la GLE, dar uite că într-un final Lamborghini a ieșit mai frumos decât GLE-ul și am să vă și spun de ce. Din punctul meu de vedere, Lamborghini are, și puteți să ne scrieți la comentarii dacă sunteți sau nu de acord cu părerea mea, Lamborghini are printul un pic mai light, nu este atât de încărcat. Mare atenție, a nu se înțelege greșit, mor după cum a ieșit și GLE-ul, dar Lamborghini se remarcă un pic mai mult. De ce? Pentru că dacă veniți vino încoa din față corii și vă uitați atenți, un pic mai mult prins și în special maroniu ăsta vișinos, așa roșiatic pe care l-am văzut eu, o încarcă un strop prea mult, dar arată oricum senzațional și îmi place că în momentul în care am discutat cu băieții despre buza de lip, am convenit să o facem tot în model camuflaj, pentru că dacă ar fi fost doar bej, probabil că nu ar mai fi arătat la fel de sexy. În altă ordine de idei, ce am mai primit și geleuțul nostru, pentru că este mașina noastră de alergătură, Jonuțule, pe care o vedeți peste tot pe la concerte și la toate cele, se stricase un pic cotiera pe care știți că o reînvelisem în piele când am fost ultima oară plecați. Numai că n-am apucat să-i spun lui Bogdan că mi-aș dori să se învelească și lucrurile astea. Ce înseamnă lucrurile astea? Tot ce se întâmplă de aici și până aici este foarte uzat, pentru că întotdeauna ești cu cotul, te ții cu mâna, freci. Toate astea se tocesc și arată urât. Am schimbat cele două mânere și cele două ușițe ale cotierei și uitați-vă cum arată mașina, parcă este brand new. Abia aștept să plecăm la Oradea cu ea, mânca o dată, hai să o vedem și din spate. Pe spate, fraților, păstrăm aceeași marcă pe care am avut-o până acum pe pachetul Larte, care arată impecabil. Încă o dată shout-out Larte pentru nebunia asta de bară. Același detaliu aici pe diffuser și ce mi se pare iarăși foarte interesant este cât de frumoase au ieșit aripioarele de la CNC, pentru că acum, nemai fiind o singură culoare, ele par și mai, nu știu, parcă ies mai mult în evidență, mai ales că acum se vede și despărțitura dintre cele două bucăți care sunt prinse de bară. Deci e incredibil cum a ieșit mașina și vă anunț că este prima oară de când colantez mașina, când această muchiuță mi se pare la locul ei negru lucios, pentru că în camuflaj nu știu dacă ar mai fi fost atât de bine echilibrată mașina. Arată senzațional. Pe aici colantul umple perfect. Deci ce să mai mă, nu mai am ce să-i mai zic. Acum nu trebuie decât scoase la soare și să facă kilometri. Revenim. Iată că oficial mașinuțele noastre au ieșit și la soare, fraților, și ca de fiecare dată culorile ne dau pe spate și mai tare în momentul în care mașinile ajung la lumină naturală. Nu pot decât să mă aplec și să mă înclin, sau cum vreți voi să o spuneți, în fața partenerilor noștri de la Custom Tuning și Viva și Leather, cu care nu numai că mă cunosc de atât de mulți ani, dar lucrăm în cel mai frumos mod posibil. Și să știți că nu este un secret, fraților. Anii demonstrează prieteniile adevărate. Anii ia mulți, nu lunile de zile. Ca și a prieteni de luni de zile să tot avem. Asta mică pleacă la Oradea, asta mică merge în garaj dusă de fratele Andy Popescu, Jonuțule, iar noi ne vom vedea cu toți orădenii la Sălică, unde avem mare meet and greet. După care ne întoarcem acasă, pentru că sâmbătă decolăm către Medgidia. Cam atât din România, Jonuțule, proaspăt întorși de pe meleaguri americane. Extrem de bine s-au pupat toate din punct de vedere mașini la garaj, transformare și așa stăteau degeaba acasă. Mai am o surpriză pentru mașina asta. Un băiat dintre pricepuții lui Andy o să-mi facă ceva foarte cool. Dacă vă trece prin cap ceva, vă rog să scrieți la comentarii. Dacă nu, așteptați cu minței că revenim și cu vlog.
vlogul ăla. Până una alta, nu uitați la subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și căruțe nou colantate, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasic cu zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram, curile, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea, nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolantă! Merg mai departe, departe de toate, țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7, că viața mi-a spus ce altul e pus deoparte și merg.